Cine dor pe lume are, știe luna când răsare și noaptea cât e de mare. Iar vine luna lui mai, măi, de-ar vine luna lui mai să mă sui în deal pe plai, măi, da să mă sui în deal pe plai, măi, păi să mă sui cu oi de-a mieli, măi. Să mă sui cu oi de-a mieli, să mai ui de șelii răli, măi. Păi să mai ui de șelii răli, măi. Păi să mă sui la munți de piatră, măi. Să mă sui la munți de piatră, să mai fiu și-am fost odată, măi, da, să mai fiu ce-am fost odată, măi. Păi să fiu ciobănaș la oi, măi, să fiu ciobănaș la oi, să mai doinez din cimpoi, măi, da, să mai doinez din cimpoi, măi. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, sau mai curând, dragi admiratori ai cântecului popular autentic, bună seara și bine ați venit la un spectacol a cărui valoare patrimonială cântărește cel puțin cât un sfert de secol. Este o seară în care aniversăm perspicacitatea și perseverența și consecvența unui ansamblu artistic în decurs de 25 de ani și este o seară în care omagiem cei 25 de ani ai ansamblului etnofolcloric Plăieșii. Ciobănaș la oi,
ansamblul etnofolcloric Plăieșii la cei 25 de ani și trebuie să vă spunem că inițiatorul și susținătorul 24 de ore, 24, veșnicul susținător al acestui ansamblu Plăieșii este nimeni altul decât folcloristul, compozitorul și producător, dacă vreți, al Academiei Tălâncuța, Nicolae Grivincea. O să mulțumim că în această seară ați optat să fiți cu noi, ați făcut un sacrificiu important pentru acești băieți și pentru generațiile care s-au perindat în acest colectiv. Nu înainte să mulțumim pentru prezență în această seară, întâi și întâi președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofte. De asemenea, mulțumim pentru prezență și ministrului culturii, doamna Monica Babuc. Asta fiind spuse, vă urăm vizionare plăcută și vă lăsăm pe mâna acestor băieți minunați. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii!
Ansamblul etnofolcloric Plăieșii, actuala generație. Sunt aplauze care valorează cât 25 de ani de activitate. Ani frumoși, ani plini. De altfel, în toți acești 25 de ani, colectivul a reușit să-și facă atâția prieteni încât mă tem că această scenă ar fi mult prea neîncăpătoare pentru toți. Cu toate astea, nu-i putem priva de dreptul de a completa tabloul cu urări din această seară. În această ordine, acum câteva ediții se întorceau de la Festivalul Concurs Internațional Steaua Carpaților de la Brașov, cu toate cele trei premii la secțiunea Muzică Populară. Ansamblul Iedera, condus de surorile Osoianu. Dorul meu de l-aș cânta,
toate deja. Plăieșii și plăițile de la Edera. Ca și acești copii, toate cele trei generații care s-au perindat în ansamblul de folcloric Plăieșii au făcut istorie și datorită excesului de modestie de care au dat dovadă și când venea vorba de concursuri sau festivaluri, se mulțumeau tot timpul cu locul 1, în cel mai rău caz, marele premiu, așa cum soliștii ansamblului din generația de altă dată, Bogdan Zumbreanu și Andrei Stinca au obținut premiul 1 la concursul republican de folclor Tamara Ciobanu. Iar Nicu Timofte a fost deținătorul premiului special al juriului aceluiași concurs. Reprezentanții acelei generații acum aici, pe această scenă, Plăieșii, la 25 de ani! Andrei Stinca, Nicu Timofte, Bogdan Zumbreanu, Ion Milii, Oleg Șușcanu, Mihai Semenică,
Eugen Straistă Burlac, Dorin Buldumea, Costică Beschieru, Petrică Ciobanu și mulți, mulți alți copii care deja au devenit niște domni adevărați, dar care mai păstrează dragostea de cânticul nostru autentic. Când se-i vin, toți militarașii din mă.
Asta este grupa mare a ansamblului etnofolcloric Plăieșii, mai nou Badea Plăieșii. Și ca să nu rămânem cu restanțe la ora de istorie, trebuie să vă spun, ansamblul a fost creat la 15 ianuarie 1989 pe lângă Palatul Republican al Copiilor și Adolescenților. În intervalul 1990-1999 a activat pe lângă Liceul Teoretic Român-Francez Gheorghe Asachi cu numele Stejerei. Din 1999 și până în prezent activează cu denumirea Plăieșii pe lângă Pretura Sectorului Botanica Pretor Vladimir Gurițenco. Și grupa pregătitoare actualmente a Plăieșilor se pliază perfect pe formatul liricii de dragoste. Hai, 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 hai
ce să fac, cine-mi place, eu nu-i plac. Vai de mine, ce să fie, cui plac eu, nu-mi place mie. Nici copacii bine lea, n-aștepta să zică ea. Ia-ți-a zice rușei, n-am copii și mari mii. Lai, 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 lai. Frică-mi e că mor ca mâine, rămân mândrele de mine. Băleleu, nu este bine, rămân mândrele de mine. De sărutate de vreme și de oași de sprâncezi. Lai, 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 lai. Aceste aplauze sunt pentru solistul ansamblului Plăieșii, Roman Garaz. Unde pline de blajin.
Nu mai încape îndoială că merită toate aplauzele. Specialiști și în materie coreografică și nu doar, și flori pe care le meritați. Ori, hai să vă spun că pentru aportul adus în domeniul cultural-artistic, Ministerul Culturii acorda acestui ansamblu titlul de colectiv model. Iar o dovadă acestei contribuții de portofoliu și de palmares, la aniversarea 10 ani acestui colectiv, acum 15 ani, aveau ca oaspeți pe cei din ansamblul Teleormanul condus de Liviu Vasilică. Astăzi, în schimb, sunt alături de ei, inclusiv prietenii de scenă de la Colegiul de Transporturi din Chișinău, ai căror conducător artistic este... Da, este. Este tot neobositul Nicolae Gribincea. Ansamblul Haiducii și ansamblul Baștina. Și
departe-i mândra-i departe, șapte dealuri de sparte, departe-i mândra-i departe, trai, lai, la, 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 la. Șapte dealuri de desparte, departe mândrai, departe trai, lai, la, 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 la. Mândrai colo pe departe, când nici cartea nu răspate, doar pasărea cu aripa. Șapte dealuri de desparte, departe mândrai, departe trai, lai, la, 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 la. Departe mândrai, departe, șapte dealuri de desparte, departe mândrai, departe trai, lai, la, 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 la. Ansamblul Haiducii și Baștina de la Colegiul de Transporturi. Despre ansamblul etnofolcloric Plăieșii, compozitorul, etnomuzicologul și folcloristul Andrei Tămazăcaru spunea: cu repertoriul lor voluminos, colindele, urăturile, cântecele epice, istorice, haiducești, ostășești, lirice, pascale, de copii, îmbrățișați și binecuvântați de Patriarhul Bisericii Române, sunt parte din sufletul și timpul de triumf al activității creative al acestui neordinar, unic în toată țara, colectiv folcloric. Eminenți cavaleri ai vocilor bărbătești! Și în susținerea acestei descrieri lapidare, vă propunem un bloc de cântece de recruție și militarie cu Sergiu Teleba, Vlad Vasilev, Simeon Deaconu și Nicolae Paladi.
frunză verde, bob neot dragă, copiliță de naprot dragă, nu știu ce mai ai avut, că frumoasă te-a făcut, dragă norocelul meu. Nu știu ce mai ai avut, că frumoasă te-a făcut, dragă norocelul meu. Ochi negre de ochet dragă, cu sprâncene de amăget dragă, ochii tăi sunt două mure, crescute-n larg de pădure, dragă norocelul meu. Ochii tăi sunt două mure, crescute-n larg de pădure, dragă norocelul meu. Și crescute la răcoare dragă, și nu s-atențe de soare dragă, când le văd inima-mi sare, și loc în piept nu mai are, dragă norocelul meu. Și loc în piept nu mai are, dragă norocelul meu. Iar pe noi ne bagă în foc. Hei! Stângul drept, stângul
verde foaie dată, îți creu mândru din armată. Îți creu mândru din armată, că-mi-i viața minunată, of, leana mea, lenuț-o fa. Îți creu mândru din armată, că-mi-i viața minunată, of, leana mea, lenuț-o fa. Verde și-o alună, armata e o școală bună. Frunză verde și-o alună, armata e școală bună. Of, leana mea, lenuț-o fa. Frunză verde și-o alună, armata e școală bună, of, leana mea, lenuț-o fa. Și așa cu arma-n mână, păzesc lia cea străbună. Și muntele și marea, și pe tine ca o stea, of, leana mea, lenuț-o fa. Și muntele și marea, și pe tine ca o stea, of, leana mea, lenuț-o fa. Frunză verde, trei sulfine, chiar acum-i dor de tine. Frunză verde, trei sulfine, chiar acum-i dor de tine. Of, leana mea, lenuț-o fa. Frunză verde, trei sulfine, chiar acum-i dor de tine, of, leana mea, lenuț-o fa. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii, la cei 25 de ani. O echipă condusă în toți acești ani de folcloristul, compozitorul Nicolae Grivincea. Thank you.
casă s-a sculat și în gura mare a stricat. Dați-mi calul să mă duc la maica ce m-a le-am iubit, tot ele m-au prăpădit. Un alt aspect important este că celebra teorie evoluționistă funcționează și în cazul ansamblului etnofolcloric Plăieșii, așa încât unii din cei care altădată erau membrii acestui ansamblu, astăzi au propriile colective. Invit în scenă laureații Festivalului Concurs Municipal al Obiceiurilor și Tradițiilor de Iarnă pentru colectivele de tineret Florile Dalbe, ediția 13-a, 2013. O echipă de artiști în devenire de la Colegiul de Medicină și Farmaceutică din Chișinău, a cărei conducător artistic este Mihai Simenică, cel care are cei 7 ani de Plăieși, ansamblul Romanița! Prutulei măi mai, prutulei bătrânulei măi mai, am venit să te mai văd, să te întreb la față și dofof. Am venit să te mai văd, să te întreb la față și dofof. Că tu, frate, multe știi, măi, măi, multe știi de unde vii, măi, măi, multe vezi și multe auzi, printre maluri multe ascunzi, of, of. Multe vezi și multe auzi, printre valuri multe ascunzi, of, of. Destine mai aduci, măi, măi, pe ale tale valuri duci, măi, măi, de la frați, de la surori, care îmbătrânesc de dor, of, of. De la frați, de la surori, care îmbătrânesc de dor, of, of. Prutul tace, parcă-i mut, măi, măi, parcă-i un moșneac tăcut, măi, măi, care-a îmbătrânit plângând, tot de doruri suspinând, of, of. Care-a îmbătrânit plângând, așteptând tot, așteptând, of, of. Am să îmbătrânesc și eu, prutulei pe malul tău, of, of, prutulei pe malul.
cânta, dar n-am cu cine juca. Cânta și voia bună și colega se distură. Tu erași pe lângă noi, și-o petrece până jos. Cânta și voia bună și colega se distură. Tu erași pe lângă noi, și-o petrece până joi. Polobași, polobași, ia pătim cu curancoași. Ia pătim cu curancoași și-o vedea noi și Ansamblul Romanița de la Colegiul de Medicină și Farmaceutică din Chișinău. O altă dovadă a succesului necondiționat al ansamblului etnofolcloric Plăieșii este și prezența acestui colectiv încă în anul fondării 1989 pe scenă la Moscova. În 1996-97 cântau și dansau la București și Iași. În 1998 ajungeau la Milano, iar în 2008 participau la Zilele Culturii Tradiționale Românești în Cernăuți. Astăzi, în schimb, sunt prezenți în calitate de invitați speciali la propriul lor program aniversar, fapt confirmat și de următoarea suită instrumentală oferită de frații Sandu și Gheorghe Donos și Eugen Straistă-Burac. Frații Sandu și Gheorghe Donos și Eugen Straistă-Burlac.
Revenind la colegii și prietenii de scenă ai acestui ansamblu minunat, vrem să punctăm prezența în această seară a unui colectiv a căror repertoriu e alcătuit din cântece și dansuri din nordul Moldovei și din Bucovina și a cărui conducător este distinsa interpretă de muzică populară, doamna Maria Iliuț. Un ansamblu al cărui profesor de dans și mișcare scenică este Nicolae Gribincea, de la Universitatea de Stat din Moldova, ansamblul etnofolcloric Crenguță de Iederă. Hai, sirba, drușinat! Și acum vrei să fac! 1, 2, 1, 2, 3, și...
Aplauze și flori și pentru ansamblu etnovolcloric Crânguță de Ederă. Rămânem pe meleagurile bucovinene cu ansamblul etnovolcloric Plăieșii, care la cei 25 de ani au o mică mare problemă. Nu pot include într-un singur spectacol decât o mică parte a repertoriului dânșilor. Tocmai cu această ocazie puteți avora astăzi doar crâmpeie din genurile abordate, așa încât în următoarele momente vă propunem o repriză de cântec bucovinean cu ansamblul Plăieșii. Thank you.
și primăvară. Cade jalea peste țară și toamnele și primăvară, și toamne și primăvară. Peste sat jalea se lasă, toți feciorii stau la masă. Deci nu beau, deci nu mănâncă lacrimile pur și cântă, lacrimile pur și cântă. Zarmănată cu treziu ai până tapă, o trezească ce ușori când ai cătănit feciorii, când ai cătănit feciorii. Dar se-ntorc la primăvară, dar se-ntorc la primăvară. Și ai dus în altă țară, dar se-ntorc la primăvară, dar se-ntorc la primăvară. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii, la 25 de ani. Thank you.
Ansamblul etnofolcloric Plăieșii, la cei doar 25 de ani de activitate, v-am fi recunoscători dacă ați lăsat momentul să oferiți rolurile pentru sfârșit, ca să nu intervenim în ritmul acestui spectacol. Oricum vă mulțumim. Continuăm seria mesajelor și urărilor în adresa acestui colectiv cu un alt ansamblu despre care Grigore Vieru spunea următoarele. A fost primul care aici, în Basarabia, cu tălâncile sale, a semnalizat dezghețul în 1980, când colindele noastre erau prigonite și nu erau admise în culegeri și antologii, a îndrăznit să urce în scenă cu Florile d'Albe și La poartă la Ștefan Vodă. În aplauzele dumneavoastră invităm în scenă forța motrice a folclorului nostru, pentru care expedițiile reprezintă cea mai veridică sursă de inspirație. Ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, al cărui conducător artistic este compozitorul, etnomuzicologul și folcloristul Andrei Tamazlicaru. Dragă Nicolae, dacă se poate să vii mai aproape de noi, ești unul dintre noi cu care ne mândrim foarte, foarte mult, fiindcă tu ești cel care promovezi cu atâta dragoste și dăruire cauza Tălâncuței, cauza lui Andrei Tamazlăcaru, cauza folclorului nostru. De 25 de ani, cu atâta dăruire știi să diriguiești acești minunați copii, minunați bărbați ai neamului nostru, suflete atât de nobile. De Domnul, 25, încă câte 25 de ani înainte și toți cu sănătate, noroc și bucurii și la mulți ani! Ansamblu Plăiești. Și mai este o diplomă din partea Uniunii Muzicienilor. Se decernează ansamblu etnofolcloric Plăieșii, conducător artistic Nicolae Gribincea, conducător muzical Sandu Donos și Dorin Belous, pentru o activitate prodigioasă și pentru
marea contribuție la valorificarea și promovarea culturii tradiționale a neamului. Președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova, Aurelian Dănilă. De la Nistru mai la vale, de la Nistru mai la vale, ofo, sunt trei drumuri și o cărare, iana mea, un izvor cu apă tare, of, of, și de evocnic n-are leana mea, of, și de evocnic n-are leana mea, am îl beam și eu, of, ne știam, îl beam și eu, of, of, și vomnic nu-i fășem, leana mea, of, și vomnic nu-i fășem, leana mea, mai la vale, scoboară-te mai la vale, c-o făcut mazărea floare, o, lai, 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 lai. Și fasola-i o păstare, și fasola-i o păstare, o, dacă vrei să ne iubim, hai mazărea s-o plijim, o, lai, 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 lai. Dacă vrei să ne lăsăm, hai mazării foc să-i dăm, o, să margă fumul pe deal, când ne-am iubit mai mult de un an, o, să margă fumul pe sat, când ne-am iubit și ne-am lăsat, o. Și frugunză pe gardită mără ga și nigă, dai-ți mie găreasă, că ia harta și o conică, of, de la magamă, de la tată, de la mea și roagă-te, și frunză pe gardie,
Copil ca să se nască, la părinți să nu greșească. Păpânaș Ram, ridi, ram, ridi, rai, rai, ram. 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 Păpânaș bătut de brumă, zi și lumea când nu zbune, că mă plimb sara pe lună, că mă plimb sara pe lună. Ram, ridi, ram, ridi, rai, rai, ram. Ram, ridi, ram, ridi, rai, rai, ram. Ram di di ram di di rai rai ram, ram di di ram di di rai rai ram. Eu la joc, mama la joc, pânza stă de joi în foc. Eu la raș, mama la pește, pânza stă se încălcește. Ram di di ram di di rai rai ram, ram di di ram di di rai rai ram, ram di di ram di di rai rai ram, ram di di ram di di rai rai ram.
ușor de pe răzor. Tu n-ai jăle, tu n-ai dor, tu n-ai jăle, tu n-ai dor. Ding 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 ding
Ansamblul etnofolcloric Tălâncuța. Un ansamblu cât o instituție, cu caracter didactic și un izvor de talente și de folclor autentic. Revenind la omagiații acestei seri, ansamblu Plăieșii la cei 25 de ani, trebuie să spunem că, deși au reușit să înregistreze un singur CD cu colinde, cu titlul Am venit să colindăm, acesta are o valoare aparte, protejată. Și pentru că din acest an, colindatul încete de bărbați este în lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO de acum câteva luni, la sfârșitul anului 2013. Așa încât trebuie să ne mândrim că suntem contemporani cu ansamblul etnofolcloric Plăieșii.
ce vrei acasă, Nistrule, Nistrule drag. Poaște flori și iarbă grasă, ei să tot ce vrei acasă, Nistrule, Nistrule drag. Dușe dor de stepa lui, din țara Moscalului, Nistrule, Nistrule drag. Ar pleca, dar nu prea poate, rost să-i ai cale departe, Nistrule, Nistrule drag. Ar pleca, dar când moșeile s-au rost potcoarele, Nistrule, Nistrule drag. Hai măi, frate, să ne unim, calul să-l potcolim, Nistrule, Nistrule drag. Hai măi, frate, să ne unim, calul să-l potcolim, Nistrule, Nistrule drag. Unde-i unul noi putere, la necas și la durere, Nistrule, Nistrule drag. Unde smulți puterea crește și dușmanul nu sporește, Nistrule, Nistrule drag. Frumos e șa de oricui, la cei 25 de ani de creație și de activitate, ansamblul etnofolcloric Plăieșii, conducător Nicolae Gribincea.
aplauzele dumneavoastră, o altă armată de plăieși dragi neamului, Orchestra Fraților Advacov. Și cel care altă dată era membru al ansamblului plăieșii, actualmente înmatriculat în Școala Fraților Advacov, Dorin Buldumea. De aici încolo o să vă lăsăm pe mâna acestor maestri și specialiști în domeniu. O să invit în scenă patru potențiali viitori plăieși de la ansamblul Edera, al Centrului pentru Copii și Tineret Artico. Piesa Fetele de pe la noi, muzică și text, Nicolae Gribincea. Cred că ați trecut examenul, puteți merge la fete. Să cereți de copiat, logic. Nu o să vă reținem. Păstrați aplauzele, cu drag de dumneavoastră. Surorile Osoianu! Yeah.
inconfundabilele și inegalabilele, surorile Osoianu. Iar la șel și mei ore treabă am, dar nu mă duc. Dar la mândra cu gura dulce de trei ori pe zâm m-aș dușim. Doar la șel și noi pe plac, nici pe la poartă noi cam. Da, asta-i mândra batonorii, că-i cunosc eu ochișorii. Asta-i mândra oculosii, că la mine braț o fost. Da, lelea înaltă și chitită și-a din răpă prăvălită. Să mă bată Dumnezeu dacă am prăvălit-o eu. Să mă bată Dumnezeu dacă mai fac și eu rău. Să mă bată cât e tare, pentru mândra nu mă Woo!
Deținătorii trofeului Potcoava de Aur anul 2013, ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Și în aceleași aplauze, multe și foarte multe ale dumneavoastră, îl invităm în scenă pe Marin Gancio. La crâșmă, la mărioară, mă duceam în toate seara.
fac banii înapoi. Am să-mi vând gospodăria ca să-mi plătesc datorie. Aseară și-alalta seară am fost la Mărița, iar Mărița mă sărută cu gura mă fermeca. Și când m-am trezit aseară, punguleța era goală. Bănișorii toți am dat dintr-un dulce sărutat. La bordei, la Mărliuța, acolo goleam punguță. Banii toți am cheltuit printr-o țără de iubit. Astăzi, ca la 25 de ani, ansamblul etnofolcloric Plăieșii, susținuți de orchestra fraților Advacov. Și vă oferim o huțulcă cu Maria Iliuț. Cuțulca, pusui eu cu flori patute, cuțulca, cuțulca. Mă cunoscă-s de la munte, cuțulca, cuțulca. Lec tulpanul dinainte, cuțulca, cuțulca. Și scot fișorii de minte, cuțulca, cuțulca. Lec tulpanul dinainte, cuțulca, cuțulca. Și scot fișorii de minte, cuțulca, cuțulca. Come on!
Din Carpați, Maria Iliuț. Aoleu, și vai de mine, mor zampirul după tine.
cleșamos cu mare drag și la fete mă bag. Mai tineri cu 25 de ani, ansamblul etnofolcloric Plăieșii, susținut de orchestra fraților Advacov. Ca și aplauzele și urările și gândurile bune sunt binevenite în această seară, context în care, cu un mesaj de felicitare, dați nevoie să-l invităm aici în fața dumneavoastră pe președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti. Bună seara, dragi concetățeni, dragi spectatori, drag Nicolae. N-am pregătit discurs, dar o să vorbesc din suflet, fiindcă iubesc foarte mult și țin la folclorul nostru autentic. Tot ce face domnul Nicolae este foarte important pentru noi, toți care suntem aici prezenți. Și am venit, probabil, toți ne-am adunat ca să-i aplaudăm prin aplauze, să-i mulțumim pentru munca care a depus-o timp de 25 de ani, să menționăm talentul dumnealui care este deosebit și face atât de mult pentru ca generațiile noastre tinere să înțeleagă, să iubească muzică populară, cânticul autentic și știu că dumnealui reușește. Eu îl cunosc de mult și de ce am hotărât să ies pe această scenă, să-i mulțumesc, să-i strâng mâna și să-i spun la mai mult și la mai mare. Mulțumim mult! Eu știam că am să vin la concert și am vrut ca să ascult mai mult muzică, să mă încarc sufletul cu aceste frumoase melodii care le cântă de mult și eu le cunosc. Cred că mulți dintre dumneavoastră, dar fiindcă ficiorul Nicu a fost în acest ansamblu Plăieșu, de Plăieșei, și nepotul Andrei Stâncă, care astăzi au fost aici pe scenă și au cântat. Eu am semnat astăzi un decret, domnul Nicolae, prin care am spus că pentru munca îndelungată și prodigioasă în domeniul culturii, contribuții la valorificare și promovarea tezaurului folcloric național și activitatea organizatorică intensă, domnului Nicolae Grebincea, șef de secție la pretura sectorului Botanica, municipiul Chișinău, conducător artistic al ansamblului etnofolcloric, am emoții, Plăieșii, îi se conferă Ordinul Gloria Muncii. Domn președinte, mulțumim, cu siguranță o să îndreptățim această distincție de stat, pentru că suntem cu suflet mare, pentru că avem ce spune și pentru că
când este un tineret atât de frumos, nu poți să fii nepăsător de ceea ce avem mai scump și mai aproape de sufletul nostru. Cântecul neamul nostru, tradiția, și Doamne ajută să facem treabă bună în continuare. Domnul Nicolae, cred că toți vor fi de acord că a fost un concert extraordinar. Și mulțumesc dumneata și mulțumesc la toți acei care te-au susținut. Mulțumim. Artiștii, ansamblul, orchestra și toți care au contribuit ca să ne simțim atât de bine la acest concert. Vă mulțumesc foarte mult. Și voi, băieți, așa să țineți mai departe, faceți lucru bun. Aveți un conducător extraordinar. La revedere! Mulțumim, domn președinte! De asemenea, cu un mesaj de felicitare, vrem să invităm în scenă ministrul culturii, doamna Monica Babuc. Bună seara, bine ați venit! Mai întâi florile! Mulțumim mult! Stimate domnule președinte a Republicii Moldova, Nicolae Timofte, dragă domnule Nicolae Gribincea, știți la ce mă gândeam după acest concert minunat, care, chiar dacă au trecut 3 ore, sunt sigură că n-ați reușit nimeni să vă plictisiți. Pentru că este imposibil să te plictisești. Este imposibil să te plictisești ascultând aceste perle ale folclorului nostru național. Dragi prieteni, fiecare neam are pe creștetul său o coroană. Această coroană se numește Patrimoniul Național Cultural. Și în acest patrimoniu încape totul. Pământul nostru mult pătimit, dar mănos și roditor. Râurile noastre, care au curs câteodată cu lacrimi și cu sânge, dar care ne-au și hrănit și ne-au și adăpat. Aici încap cetățile noastre care ne-au apărat de dușmani, conacele băierești, dar și casele minunaților noștri gospodari, și aici încap cântecele, horele noastre, jocurile noastre, care se fac a idoma pietrelor nestemate și perlelor care înfrumusețau altădată coroanele domnitorilor noștri. Ei, dragi prieteni, una dintre cele mai strălucitoare pietre nestemate pe coroana Patrimoniului Național Cultural al țării noastre este ansamblul Pleieșii. Și acest lucru nu este o metaforă, este un lucru adevărat, pentru că acest ansamblu strălucește de 25 de ani și nu ne orbește cu strălucirea lui, ci razele care vin de la dumneata, dragă Nicolae Gribincea, și de la această muncă, acest colectiv minunat al dumneavoastră de 25 de ani, aceste raze nasc crenguțe de iedere, romanițe, haiduci, baștine și tot așa mai departe. Și acești flăcăi minunați, marea lor majoritate, fiind orășeni, care sunt sigură, chiar dacă eu m-am născut și am crescut la țară, vă rog să mă credeți că nu știu cum spotcovesc caii, dar mi-te acești copii, învățând la acest minunat om care este Nicolae Gribincea, cum să poarte căciula pe o parte, cum să danseze așa încât fiecare fată care stă în această sală se gândește, Doamne, cum aș juca și eu lângă un asemenea flăcău. Deci toate aceste lucruri ne fac, dragi prieteni, să fim un neam. Dragă Nicolae, eu o să spun taina noastră. Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani cu acest băiat care îi ziceam Coliță în 81, fiindcă eram colegă cu fratele lui, actualmente excelența sa,
ambasadorul Republicii Moldova în regatul Belgiei, Mihai Gribincea. Și pe timpuri când nu existau telefoane mobile și gadgeturi și așa mai departe, noi obișnuiam să ne întâlnim încete cu frații și cu prietenii colegilor noștri și atunci acest minunat băiat ne fascina prin arta dansului său. Nu m-am putut gândi cândva că o să ne fascineze cu cântecul bărbătesc popular. Nicolae, mulțumim și plecăciune adânci pentru munca și arta ta. Și vă rog să-mi dați voie să dau citirii unei diplome de onoare a Ministerului Culturii din Republica Moldova, care se acordă ansamblului etnofolcloric Plăieșii și conducătorului său artistic, Nicolae Gribincea, maestru în artă, pentru excelență și contribuție remarcabilă la conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial, valorificarea folclorului autentic cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la instituire. La mulți ani fericiți! Mulțumim! Și acum vrem să invităm în scenă cel care găzduiește acest ansamblu, pretorul sectorului Botanica, domnul Vladimir Gurițenco. Stimate domnule președinte a Republicii Moldova, Nicolae Timofte, stimată doamnă ministru Monica Babuc, cred că toată lumea, așa ca și eu, împărtășim un sentiment deosebit de bucurie, de mândrie, de satisfacție pentru acest splendid, inconfundabil, atât de talentat și frumos spectacol. Este meritul... Este meritul Plăieșilor în frunte cu maestru Nicolae Gribincea, este meritul la prietenii Plăieșilor. Mulțumim frumos! Au fost 3 ore de neuitat, 3 ore care nu se regăsesc atât de simplu și atât de ușor în sufletul nostru, doar atunci când le trăiești împreună cu voi, cu acești simpatici băieți de la Plăieșii. De ani a Plăieșilor, sigur că înseamnă și faptul că ei sunt în patrimoniul cultural al Republicii Moldova, a Chișinăului, și mă bucur foarte mult că locul de baștină de unde pornesc calea spre noi realizări, spre noi premii, spre noi cuceriri, este pretura sectorului Botanica. La mulți ani, Nicolae Gribincea, la mulți ani, Plăieșii! Vă mulțumesc pentru tot ce faceți! Mulțumim! Și acum dați-ne voie, înainte să vă mai propunem o ultimă repriză muzicală de astăzi, să mulțumim celor care au pus umărul la realizarea acestui spectacol. Și o să vă rog să mai găsiți minimul rând de aplauze. Mulțumim Ministerului Culturii a Republicii Moldova, Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Pretura Sectorului Botanica, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Societatea de Etnologie din Republica Moldova, domnului Vladimir Plahotniuc, Organizației Concertistice și Impresariat Moldova Concert, în persoana domnului Valentin Goga. De asemenea, partenerilor media, Noroc Media, Radio Vocea Basarabiei, Event Media, Prime TV și TNT Moldova. Mulțumim! Ținem să mulțumim și echipei artiștii din această seară, regia semnată de Svetlana Frumosachi, sunet Ion Cațăr, lumini compania Ivas Art și scenografia Alexandru Mariancic. Mulți ani, mulți ani,
surori. La mulți ani, la mulți ani și toți domnilor. Mulți ani, mulți ani de soare luminați, mulți ani, mulți ani de dragoste însetați. La mulți ani ansamblului etnofolcloric Plăieșii, la mulți ani liderului de echipă Nicolae Grbincea, mulțumim orchestrei fraților Advacov, mulțumim colectivelor care au fost cu noi în această seară, mulțumim dumneavoastră că ați sacrificat 3 ore să savurați o porție de folclor autentic. O urăm o seară frumoasă! Să înțelegem când v-a plăcut, nu vă dați duș acasă, așa-i? Păi o să ne mai întâlnim și alte date, tot așa, tineri frumoși, cu dragoste, cu voie bună, cu cânte, cu joc și cu lume extraordinară, așa cum suntem și așa cum este neamul nostru. Mulți ani și mulțumim că ați fost alături de noi! Mulțumim lui Iurie Nistorică pentru că a acceptat să fie alături de noi în această seară. Mulțumim mult! Și la toată lumea bună care a pus umărul la realizarea acestui spectacol. Să trăiți, să înfloriți! Ansamblul etnofolcloric Plăieșii la 25 de ani. Astăzi, mai frumoși, mai tineri și mai pregătiți ca niciodată. În aplauze dumneavoastră!